Acest program vă este oferit de Emag Marketplace, un singur marketplace pentru toată regiunea. Este foarte bine că investim miliarde și miliarde de euro în armament, dar cât investim în educație și mai ales în schimbarea modelului educațional? Consiliul Suprem de Apărare a țării a decis că România trebuie și va achiziționa avionul american de luptă F-35, considerat cel mai performant avion militar din lume. Ca la mașini, în funcție de dători, costul unui avion este cuprins între 100 și 150 de milioane de dolari. Pentru că este coadă la achiziția acestui avion militar, România îl va putea primi după 2030. Din cauza războiului din Ucraina, România va mai achiziționa aparatură militară de toate felurile, ceea ce nu este un lucru deloc rău. Problema este că guvernul, statul, CSAT-ul nu discute și faptul că pentru fiecare tank, avion militar sau blindat achiziționat, trebuie să facem și o școală nouă, cu aparatură de top, astfel încât să aibă cine să piloteze aceste avioane performante sau să aibă cine să le asigure mentenanța. Am intrat într-o cursă în armării, care ne asigură anumită siguranță militară. Dar ce facem cu educația care a rămas în urmă, atât din punct de vedere al infrastructurii, cât și a cunoștințelor pe care copiii trebuie să le asimileze? Cred că, sub președinția lui Claus Iohannis, România a achiziționat armament de peste 10 miliarde de euro, dacă nu chiar mai mult. Dacă o parte din acești bani ar fi fost investiți și în educație, cu cap, poate am fi văzut și semnele unui sistem de educație pe care părinții și copiii să-l aprecieze, nu să-l deteste. Acest program vă este oferit de Emag Marketplace, un singur marketplace pentru toată regiunea.